Bună seara, în primul rând aș vrea să te felicit pentru revenirea în Liga 1. Din păcate pentru tine a fost cu o ocazie tristă. CFR nu prea era obișnuită să piardă, mai ales acasă. Ce se întâmplă? N-am ce să spun mai mult. Mă bucur că am revenit, că s-a terminat sănătos meciul și după atâtea absențe e bine că nu s-a accidentat nimeni. Cum ai simțit așa echipa? Într-adevăr, ați avut și absențe destul de multe. Ați avut probleme, cred că, în toate compartimentele, nu? Altă întrebare? Nu te-am înțeles. Altă întrebare? Adică nu știu unde vrei să ajungi aici. Nu știu ce probleme să ai. Mă gândesc că ai văzut echipa mai așa, mai de pe margine. Acum ai debutat și față de cum a evoluat până acum și acum cu absențele astea, mă gândesc că au contat foarte mult. Ne-am creat ocazia, am avut șanse bune de a marca, nu am reușit și așa se întâmplă în fotbal, te taxează adversarul. Tu cum ai văzut fazele astea contestate și faza aia offside-ului și penaltiurile pe care le-ați cerut? Nu mai contează, părerea mea. Trebuia să dăm noi gol în primele 10 minute când am avut acele ocazii sau, mă rog, a fost una clară cu Debeliuc, asta a fost. Tu cum te simți? Ești apt așa să... Fizic mă simt bine, mental la fel de bine. Am avut o pauză destul de lungă, dar am fost ținut în brațe și vreau să mulțumesc și lui Claudiu Ilinea și familiei mele, cel mai important. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult succes! Eu.